Bun găsit! De ziua Bucovinei, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul Sucevei, Ion Lungu, au deschis în mod oficial târgul de Crăciun din centrul orașului. Anul acesta, la târg, sunt prezenți aproximativ 30 de comercianți cu produse meșteșugărești și alimentare specifice Bucovinei. Prezent la deschiderea târgului de Crăciun, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a urat sucevenilor sărbători fericite și i-a îndemnat pe aceștia să iubească Bucovina. Astăzi, 28 noiembrie, dragi suceveni, sărbătorim ziua Bucovinei, chiar dacă suntem cu sufletul îndoit că jumătate din Bucovina nu e acasă. Dar o să ne înveselească cei de la Cernăuți, pentru că am văzut aici două formații de copii de la Cernăuți care vin să sărbătorească alături de noi și le mulțumesc din suflet. Am avut astăzi la Consiliul Județean ședința solemnă pentru evocarea 101 ani de la unirea Bucovinei cu țara și poate că vorbele trebuie să se mai oprească și să trecem la fapte noi, bucovinenii, și în special oamenii politici. Pentru că de la noi oamenii așteaptă fapte și bucovinenii și de aceea nu vreau decât să salut prezența lângă mine a primarului Ion Lungu, pentru că împreună astăzi vrem să dăm drumul la târgul de Crăciun din Bucovina. Dăm drumul de ziua Bucovinei, dragi suceveni, și aproape două luni de zile această piață va fi deschisă cu fel de fel de evenimente, pentru că vrem să prindeți și sărbătorile pe vechi. Așadar, va mirosi a vin fiert cu scorțișoară, a scrâjele și știu eu ce alte bunătăți. Sunt în jur de 30 de firme produse în Bucovina, cu produse din Bucovina, și vă îndemn să cumpărați aceste produse de la noi de acasă. Vă doresc sărbători fericite, vă invit pe 1 decembrie la parada militară de la ora 12, dar nu înainte de a rămâne în seara aceasta să deschidem luminițele din bradul de Crăciun împreună cu primarul Ion Lungu și cu ceilalți colegi. Vă salut, vă îmbrățișez pe toți. La mulți ani, Bucovina, să iubiți Bucovina! Totodată, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că primăria, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava, a asigurat în mod gratuit căsuțele din lemn pentru comercianții care vin să vândă produsele pentru Crăciun. Mă bucur că am această posibilitate, împreună cu prietenul meu, domnul Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, care, așa cum se știe, de ani de zile, de peste 10 ani de zile, se bate la modul real pentru Bucovina, pentru promovarea Bucovinei, și mă bucură faptul că, iată, astăzi, de ziua Bucovinei, avem această posibilitate, această mândrie să sărbătorim ziua Bucovinei. Așa cum spuneam și dimineață, datorită înaintașilor noștri, gen Ianco Flondor, Iacob Zadic, Ion Nistor, George Tofan și alții, avem asta, această bucurie, această plăcere. Sigur, îmi propun ca an de an această zi a Bucovinei, care ne reprezintă, să o sărbătorim mai fastos la Suceava. Se întâmplă și în acest an, domnul președinte deja v-a spus o parte din program. Mă bucură faptul că, iată, avem posibilitatea să deschidem și noi acest târg de Crăciun. Eu zic că este un târg de Crăciun frumos. Sigur că noi am făcut invitație să vină comercianți care să vândă produse pentru Crăciun. Primăria Municipiului Suceava, sigur în parteneriat cu Consiliul Județean, punem gratuit la dispoziție aceste căsuțe. Nu este un act de laudă, dar este o realitate. Nu se întâmplă în multe locuri în țară. Așadar, încurajăm pe acești comercianți care vând de Crăciun să vină aici la târgul de Crăciun și sper ca sucevenii, așa cum menționa și domnul președinte, până pe data de 25 ianuarie 2020, să se bucure, să guste din farmec cu sărbătorilor de iarnă, târgul de Crăciun și celelalte evenimente pe care le avem organizate. Dați-mi voi în final să vă spun la mulți ani, dragi bucovineni, la mulți ani, dragi suceveni, la mulți ani Bucovina, la mulți ani Suceava, la mulți ani România! De asemenea, în cadrul târgului de Crăciun nu au lipsit nici momentele de cântec și dans popular alături de formații din Bucovina și Cernăuți.